Bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei De vorbă cu femeia din tine. Bineînțeles că în cadrul acestei campanii frumoase din luna martie în care elogiem și celebrăm Femeia, pe lângă doamnele care au binevoit să onoreze invitația noastră de a participa în cadrul acestei campanii cu aceste materiale, cu aceste filmulețe, videoclipuri pe care noi le aducem înaintea dumneavoastră, dragi cititori. Bineînțeles că ne-am gândit că este frumos și zic eu interesant să ascultăm și partea masculină, mai ales atunci când vorbim de partea masculină specializată de, de cei care sunt coach, traineri, așa cum este și invitatul nostru de astăzi și care pot vorbi despre ceea ce înseamnă femeia dincolo de rolurile sociale. Femeia. Ce este femeia? din punct de vedere uh, senzitiv sau senzorial, ce este femeia din punct de vedere uh, emoțional sau psihoemoțional, ce este femeia din punct de vedere uh, sexual, de ce nu? Deci, iată multe forme în care femeia își uh, dezvăluie, să spunem, uh, sau se dezvăluie, se arată în toată, în toată splendoarea ei, așa cum spuneam, dincolo de măști, dincolo de uh, rolurile impuse cumva de uh, societate. Astăzi alături de noi este Ovidiu Young, coach, trainer, life coach, trainer și instructor Teta Healing și pentru că în uh, multele ședințe de terapie pe care Ovidiu uh, le organizează, le inițiază, uh, publicul țintă, să îl numim așa, este preponderent feminin Doamnele apelează la, la, la Ovidiu. Astăzi vorbim despre ceea ce înseamnă femeia din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al exprimării emoțiilor. După cum bine știm, nu există emoții pozitive sau negative. Emoțiile, așa cum spunea ceva mai devreme Ovidiu, emoțiile sunt, da, și trebuie să le luăm ca atare, nu trebuie în niciun caz să le ascundem sau să le reprimăm în ideea că. Vor dispărea de acolo. Dacă le-am ascuns, vor dispărea. Și ne-am gândit în felul acesta să venim înaintea noastră cu o carte uh, superbă din această campanie de vorbă cu femeia din tine. Este vorba de Dansul furiei, ghid pentru femeile care vor să schimbe tiparul propriilor relații, de Harriet Lerner, o carte publicată în colecția PAS în 2 a editorii uh, Herald. Exprimarea furiei, bineînțeles că a fost, din păcate, condamnată mereu, și nici în prezent ea nu se bucură de o reputație prea bună. Manifestarea furiei, în special de către femei, atrage după sine tot felul de etichetări, slăbiciune, dar nu neapărat vulnerabilitate. Ar fi bine dacă s-ar exprima vulnerabilitatea și am înțelege câteodată vulnerabilitatea ca pe un atu și nu iată ca pe un punct slab, ca pe o slăbiciune, de diverse defecte de caracter, impolitețe, poate proastă creștere sau educație, și suntem educați și sfătuiți cumva în spiritul concilierii al mascării adevăratelor noastre emoții de dragul aparențelor sociale, așa cum spuneam mai devreme. Așadar, emoția este o. sau furia este o emoție firească, naturală, legitimă până la urmă. Și Harriet Lerner, autoarea de față, se numără printre acei învățători înțelepți care explică ce este de fapt furia și ce semnale de fapt de alarmă ne atrage furia faptul că suferim, că ceva nu este în regulă, că ceva nu merge bine, poate că nevoile noastre nu sunt împlinite sau nu sunt satisfăcute în mod adecvat. Ovidiu din experiența ta profesională și socioprofesională, ce este de fapt femeia și cum ar trebui noi, să spunem, bărbații să înțelegem femeia din punct de vedere uh, emoțional. Pentru că chiar discutam înainte de, de a începe noi uh, acest material, discutam despre uh, celebrul film uh, de acum, cred că vreo 25-30 de ani, dacă nu mai mult, uh, ce își doresc femeile. Cu siguranță uh, ceea ce se întreabă bărbații, ce își doresc femeile. Iar Sigmund Freud, ca să facă o glumă care circula zilele trecute pe, pe o rețea de socializare, dacă nu mă înșel pe Facebook, un citat al lui Sigmund Freud: Femeile trebuie iubite, nu înțelese. Iubite, da? Ceea ce nu este corect, da, și probabil că o femeie s-ar simți ușor inconfortabil la uzul acestor vorbe. O femeie trebuie, deopotrivă, înțeleasă și iubită. Cum înțelegem noi, ca bărbați, femeia? Salutare tuturor și mulțumesc pentru invitație și într-adevăr achesez la ceea ce ai spus, femeia este necesar să fie iubită, dar cumva și înțelegi măcar algoritmii generali, să zic așa, de funcționare și de existența a ei. Din multele consultații individuale și preponderent, așa cum ai spus, sunt doamne domnișoare în consultațiile individuale pe care le ofer. Putem să tragem așa din start un semnal, în care femeia vine și spune bărbatul meu nu mă înțelege, bărbatul meu nu mă iubește sau bărbatul meu nu înțelege ceea ce exprimă. Și vedem din stat că m-a întrebat cum este femeia. Femeia este simțire, femeia este exprimare. Eu spun că femeia este cea mai frumoasă și mai complexă ființă de pe pământ. Și am toate argumentele să susțin asta. În primul rând... Tot așa și pe rețele circulă, poate iată încă de la Sigmund Freud, poate tot felul de glume că nu ai cum să înțelegi femeia. Acum, sigur, nu trebuie să privim totul chiar ad literam așa foarte strict și să ne gândim că femeia este așa o matematică, 1 plus 1 face 2 și atunci trebuie înțeles în limitele acestea. Ca așa, într-adevăr, nu o să reușești pentru că femeia are nuanțe, are complexitate, are culoare, are vibrații și stări care da se schimbă uneori poate de la un moment la altul cu o ușurință mai greu de digerat pentru bărbați în general vorbind însă nu întâmplător fac și un MBA masculin urmează pentru bărbați exact să înțeleagă acești algoritmi de funcționare a femei pentru că femeia are nevoie într-adevăr să iubească și este femeia emoție și chiar poate este o definiție a complexității emoțiilor, însă ea are nevoie să și exprime. Nu întâmplător femeia comunică, femeia vorbește. Chiar săptămâna trecută, în consultație, a venit o doamnă undeva la 54 de ani și îmi spunea că este foarte nemulțumită că partenerul ei nu vorbește cu ea. Nu o ascultă, nu participă la conversație, nu comunică. Este o nevoie a femeii, dar nu este o nevoie așa cum poate, într-un mod aparent sau superficial sau incomplet, unii bărbați ar putea să zică: Vorbește că îi place să vorbească. Vorbește, dar eu nu mai pot să ascult și așa mai departe, nu mai sunt atent la ea, că oricum vorbește prea mult. E adevărat că femeia comunică poate mai mult decât bărbatul, adică cu siguranță. La modul general se întâmplă asta, însă femeia face asta nu doar ca să găsească, eu știu, soluții la noi, bărbații, de la mintea noastră logică și structurată, face acest lucru pentru că are nevoie să-și exprime, să-și ofere iubirea, sentimentele, stările și a înțelege acest schimb energetic cu bărbatul, exact așa cum este semnul infinitului, să circule într-una de la un capăt la celălalt. Așa că femeia este până la urmă și energie creatoare. Nu întâmplător avem arhetipul mama, da? Femeia este și stabilitate. Femeia este deopotrivă și energie dinamică pentru că spuneam, are nuanțe, are trăiri și are capacitatea de a fi rezilientă, adică de a reveni la starea inițială, fiziologică, sănătoasă, indiferent ce se întâmplă în exterior, spre, de exemplu, o situație de stres. Și atunci, practic, vedem că femeia este și sensibilă și vulnerabilă. Și puternică, și creatoare, și susținătoare, și uh, are nevoie să facă schimb cu energie masculină, cu un bărbat sau cu mai mulți bărbați, dacă vorbim de uh, situații sociale. Însă, uh, este necesar ca ea să fie înțeleasă și algoritmii de funcționare și nevoile ei să fie înțelese. Femeia vine în consultații individuale și îmi spune adesea Nu vreau să-mi înșel bărbatul, să spunem, dacă vorbim de relații. Dar vreau și eu să simt că am pe cineva lângă mine. Asta înseamnă că deși este într-o relație, iată, formală, da, căsătorită și cu copii și mai departe, ea se simte singură. Ea se simte singură nu doar pentru că nu este înțeleasă să zic la perfecție de bărbat, ci pentru că bărbatul a refuzat și a încetat să o mai cunoască. Să o asculte, să fie atent la ea, pentru că nevoia este de apreciere foarte mare a femei. Nu întâmplător chiar ieri am urmărit o emisiune televizată și moderatoarea era realmente frustrată și înțeleg de aceste restricții pentru că trebuia să poarte mască și nu și mai putea arăta toată frumusețea, dar nu e vorba doar de frumusețe, îi era asocia ca fiindu-i întinată și alterată comunicarea. ce deci, atât cum se simte femeia care să zic așa este prea acoperită, care nu poate comunica, da, distanțiare și așa mai departe, mască, și, uh, izolare și alte restricții de genul acesta. Pentru ea, stresul cel mai mare era că nu mai putea să-și exprime feminitatea la potențialul ei. Și atunci, uh, da, este nevoie de un astfel de ghid cum este această carte, și este nevoie ca fiecare dintre noi bărbații să ne aplecăm din nou sau mai mult după caz asupra emoției care este femeia. Pentru că până la urmă și noi bărbații avem nevoie de energie complementară și nu poți să evoluezi cu adevărat decât atât în plan, hai să-i spunem mental, logic, rațional, dar și în plan emoțional, că vorbim de IQ și de EQ. EQ e inteligența emoțională. Cel mai bine înveți, de fapt, preiei această evoluție în ceea ce privește inteligența emoțională de la o femeie. Și haideți să ne uităm de la naștere, indiferent că ești bărbat, indiferent că ești femeie. Se scoate, da, pruncul din pântec și se pune pe pieptul mamei și este lăsat, nu se pune direct la sân, este lăsat pe piept ca acesta să se cațere singur la sân și copilul știe să aibă această conexiune. El nu a văzut un sân în pântec, da? Dar iată ce are nevoie de conexiune. Prima energie cu care are conexiune este conexiunea cu energia masculină, cu energia maternă în cazul de față. Deci, haideți să ne lăsăm purtați de emoție, și să avem încredere și să ne orientăm și să avem, iată, un ghid chiar de cunoașterea femei, chiar de cunoașterea bărbatului. Și să nu-l contrazic așa cu totul pe, pe Jung, dar da, femeia trebuie iubită. Eu spune așa, femeia Freud, trebuie Freud, iubită. Freud, rând. Freud. Freud, Freud da, Jung, da, Așa. Aici, da, de ce? trebuie întâi iubită pentru ca să fac conexiunea, dar mai departe, da, îmi folosesc mintea și am nevoie să înțeleg până la urmă limbajele de comunicare și de iubire ale femei, pentru că altfel risc să o iubesc în felul meu uh, și ea să nu primească această iubire și invers, desigur, fiecare trebuie să ne cunoaștem aceste limbaje ale iubirii, dar uh, fără nicio filozofie este foarte simplu, femeia are nevoie să fie văzută. Apoi are nevoie de apreciere. Să astea ascultată. sunt chestii general Da, da. Astea sunt chestii general valabile. Iar noi, ca bărbați sau bărbați în general, ar fi foarte util într-o relație cu o femeie să-și îmbunătățească ascultarea activă. Adică nu doar aud, exact cum ai spus și tu, și ascult, sunt parte, empatizez, sunt în povestea aia acolo când comunic. Mai bine comunic mai puțin, dar sunt prezent decât comunicare de fapt zero. Să las doar senzația că eu ascult, dar de fapt mesajele ei să treacă pe lângă mine și o să fiu doar acolo de complezență cu prezența mea fizică. Și eventual să și încuvințez din cap Da, 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 da te ascult Acolo e mai grav, știi mă da. te întreabă ce am zis Da, apropo de da, ce am zis Apropo de, teoria și terapia lui Harville Hendrix Dialogul Imago da? O validare, empatie Când trebuie să reproduci ea ți spune, da. eu îmi manifest nevoia și simt nevoia să mă iei în brațe seara când ajungi de la servici. Da? Și el trebuie să reproducă. Eu, draga mea, când vin de la servici, îmi dau seama că nevoia ta este ca eu să vin să te iau în brațe. Și atunci trebuie, nu mai poți să mai nimic. Trebuie să spui exact ce ai ascultat, Așa ai. mesajul pe care l ai Dar, apropo, din experiența ta, să spunem, clinică, hai să o numim, uh, ai întâlnit și situații un pic atipice, în sensul în care ne am spus până acum că femeia este cea care, pe bună dreptate, pe drept cuvânt, are nevoie de atenție, are nevoie de ascultare și de un limbaj, un numitor comun al iubirii și mai ales al comunicării. Dar există și alt gen de tipologii în care să spune că un bărbat, apropo de transferul de energie masculină-feminină, în care, și am mai, am mai dezbătut problema asta și cu alții invitați, în care un bărbat. Care, dincolo de a fi generalizând, analitic, logic, poate că sunt și bărbați care nu sunt atât de analitici și de logici și de rațional, și probabil că au dezvoltat latura aceasta a energiei feminine. Sunt mai, mai creatori, mai artiști, mai. mai Intuitivi au dezvoltat mai mult intuiția decât, decât rațiunea, știi? Și s-ar putea ca, poate, un astfel de bărbat să aibă, să spunem, în glumă, bineînțeles, o, o zic darul acesta al vorbirii exagerate, al oratoriei, al comunicării. Un bărbat extrovert, da, care comunică, da, și care simte exact ce simte o femeie, simte nevoia să-și exprime emoțiile. Sunt și bărbați care simt nevoia să-și exprime emoțiile și, 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 și poate că primești din partea cealaltă de la o femeie Un fel de, nu știu, se lovesc de un zid Sau se lovesc de puțină răceală Sau se lovesc de puțină indiferență din partea femeii Și abia atunci apare retragerea emoțională din partea bărbatului Păi eu nu sunt apreciat Nu are încredere în mine Că pot să fac Eu nu sunt valorizat Eu sunt mai tot timpul criticat Emoțiile mele nu mi le pot exprima? Pentru că dacă eu încep să-mi exprim emoțiile, ea devine automat ca un arici, reactivă. Ce fac eu în situația asta, ca bărbat? Ai întâlnit astfel de situații? Da. Chiar foarte multe, pentru că, pe de-o parte, au venit bărbații, așa, pe de-altă parte, îmi povestesc doamnele care au astfel de bărbați. A spune că nu este o raritate, mai ales în ultimii ani. În ultimii doi ani am întâlnit mult mai des acest lucru, apropo de această schimbare, așa zis, de polaritate masculin-feminin, acest amestec. Al personalităților și al caracteristicilor generale, caracteristicile generale ale femeilor și ale bărbaților deja riscă să nu mai fie atât de generale, pentru că sunt mulți bărbați care au aceste nevoi până la urmă de a comunica și care vorbesc mult și care au nevoie de apreciere chiar mai mult decât o femeie. Am întâlnit asta, eu întotdeauna am uit și la cauze unde apare ceva neapărat atipic, dar cumva care nu produce satisfacții clientului meu. Și în momentul în care, da, femeia fiind construită mai mult ea să comunice și are un bărbat care vorbește sau comunică mai mult undeva ea face un pas în lateral sau înapoi. E, am întâlnit practic foarte des asta la bărbați care fie nu au fost iubiți, în copilărie sau mai exact n-au simțit iubirea uh, sau undeva în viața lor, poate să însemne copilărie, adolescență sau uh, prima tinerese ca să zic așa, uh, au avut uh, traume din relații de cuplu cu o femeie. Fie au fost respinși, fie au fost, eu știu, așa zis, înșelați uh, sau pur și simplu din nou nu au fost iubiți așa cum și-ar fi dorit ei. Acolo uh, Sigur că prima soluție este vindecarea traumelor din trecut sau a lipsurilor emoționale din trecut, însă acest lucru a început să crească și la nivel general, adică bărbații, hai să-i spunem, nu știu mai educați, dar cumva, hai să-i spunem mai polivalenți, mai orientați către evoluție, ei comunică pentru că învață să exprime și mi se pare și firesc și este și sănătos, și atunci, bărbatul nu mai, nu toți bărbații mai sunt acei bărbați clasici care vorbesc foarte puțin, ascultă și mai puțin și așa mai departe. Bărbatul astăzi a devenit, așa cum ai spus și tu, a venit și el creator. Deci, iată, eu de aia spun mereu, în relații și în relații de orice fel, bărbatul și cu femeia este necesar să meargă de mână. Adică, să mai facem atât de mult diferențe. Da, noi vorbim la modul general de niște tipologii care există, dar la nivel individual un bărbat poate să joace foarte bine și să aibă preponderent energie feminină și o femeie preponderent energie masculină și apar situații conflictuale în momentul în care nu este suficientă complementaritate. Că dacă și eu vreau să vorbesc foarte mult și tu vrei să vorbești foarte mult și nu prea ne interesează să ne auzim unul pe celălalt să ne ascultăm, aici apare o, un lag, o, o, o întrerupere energetică, de aceea este da, o piesă de Lego, o relație este piesă de Lego, ideal ar fi să fim cât mai compatibili, să zic așa, complementari, să ne potrivim, dar să fim și complementari și să ne acceptăm culorile diferite, dar cumva... Să, să facem acea potrivire pentru a ne duce în energia de împreună. Se întâmplă acum ca femeile, pe de-o parte, să își aleagă parteneri cu adică am situații în care un bărbat care vorbește mult este mai sensibil, mai creativ, mai într-o energie să zic mai femină cumva, ales o, o femeie care este mai mult în energie masculină și ei sunt fericiți așa. Se poate și așa, însă rare sunt cazurile în care am amândoi manifestă preponderent aceeași energie, adică fie mas fie doar masculină, fie uh, feminină și ca lucrurile să meargă. De ce? Pentru că nu își îndeplinesc nevoile unor, unul celuilalt. Aici ar fi necesar și femeile să aibă o deschidere puțin mai mare, pentru că, ok, s-a dorit evoluție din punct de vedere social există, Evoluție informațională există, adică cel puțin din punct de vedere cantitativ, atunci haideți să ne uităm că nici bărbatul nu mai este 100% ce era acum 50 de ani, nici femeia, și să ne folosim mintea realmente și să avem deschiderea de a ne duce în emoție unul către celălalt. Pentru că, în realitate, bărbatul și cu femeia strica structură mentală sunt foarte diferiți. Și dacă ar fi să ne ghidăm doar după asta, practic nu ne potrivim deloc. Nu ar mai trebuie nimeni să căsătorească cu nimeni. Dar noi ne unim unde? Ne unim în inimă și în sex. Aici sunt planurile. Adică bărbatul să înțeleagă emoția, dar și femeia să înceapă să înțeleagă emoția bărbatului. Pentru că dacă rămâne în paradigma în care bărbatul nu trebuie să plângă, bărbatul nu trebuie să vaite, bărbatul nu trebuie să facă, că na, nu e masculin, atunci nici femeia nu mai merge către bărbat și nu are cum să aibă lângă ea un bărbat care să-i furnizeze bucurie, fericire și până la urmă, energia de care are nevoie. Ai atins foarte bine lucrul ăsta și a spune că ceea ce era atipic, din experiența mea de cabine, deja nu mai este atipic, pentru că am multe cazuri așa, din ce în ce mai multe, da? Veni femeia, mai ales în orașele mari, femeia independentă, eu știu, femeia amazoană, iată. Da, mă rog, mitul: femeii puternice, exact. Așa. Războinică, amazonă, Așa. puternică, independentă. Și care, din păcate, face, mă rog, în unele situații niște afirmații de genul: Nu mai am nevoie de bărbat. Sau femeile nu mai au nevoie de bărbat. De ce? Pentru că s-au raportat până acum 40-50 de ani la bărbat, doar ca la. Un furnizor de resurse. Dacă eu pot, ca femeie, să-mi iau resursele pe care, în urmă cu 30, 40, 50 de ani, părinții noștri, cel mai bun exemplu, da. mi le luam de la un bărbat, acum poate câștig chiar mai mult decât un bărbat. Și nu am nevoie ca, ca el să-mi furnizeze aceste resurse și sunt, sunt independentă din punct de vedere financiar și material. Dar, dar apare o mare dar, exact. cea mai puternică. Femeie, bine, noi acum spunem un deziderat, ne dorim să fie așa și poate sperăm că așa stau lucrurile. Cea mai puternică femeie, independentă, amazonă, cum îi spui tu și așa mai departe, să aibă nevoie de completarea unui bărbat. Nu neapărat că ea ar fi o jumătate și are nevoie de cealaltă jumătate și împreună să formeze un întreg. Nu. Fiecare este un întreg. Deci nici femeia nu este incompletă, nici bărbatul nu este incomplet Absolut. Ca să aibă nevoie unul de celălalt Dar sunt două cercuri, da? perfect rotunde Care au nevoie de complementaritate Se completează unul pe celălalt Și, -și doresc o, un, își doresc, din punct de vedere uh, a împărtășirii afective, emoționale Își doresc un trai fericit în doi Dincolo, împreună. Repet, împreună Dincolo de ceea ce înseamnă anumite constrângeri Sociale legate de statut, legate de bani, legate de partea materială, de casă, mașină, finanțe și așa mai departe. Dincolo de aceste aspecte, în momentul în care cei doi sunt perfect realizați din acest punct de vedere financiar-material, fără ca unul să se gândească la resursele celuilalt. Da? Da. Am primit foarte des în consultații de la femei întrebarea afirmație, că uneori nu e doar o întrebare, mai mult o afirmație, ce nevoie am eu de bărbat? Mă descurc singură. Ok, am o veste, ai nevoie, ai o mare nevoie și nu te limita doar la nevoia financiară. Nu te limita doar nevo la nevoia de protecție fizică, da? Că așa, dacă ne primitivatizăm, așa, putem să spunem încă de acum sute de ani că nu mai ai nevoie de bărbat, că să spunem nu te mai bate nimeni pe stradă și nu mai trebuie să be mușchi, da? Dar nu e vorba doar de asta, e vorba de toată energia. E vorba că am spus că tu, ca femeie, ai nevoie să te exprimi, te exprimi cui? Nu poți să te exprimi la pereți. <laughs> când ai nevoie de un receptor masculin pentru așa ceva. Și atunci această femeie independentă, sigur, nu toate și nu în toate cazurile, uh, riscă și chiar se duce în, în zona în care, fără să-și dea seama, devenind, și eu n-am nimic împotrivă, să fie cât de independentă vrea, dar să nu uite să fie femeie. Corect. Așa, uh, uită în zona în care, practic își taie singură receptorii exteriori care pot primi feminitatea și frumusețea ei. Degeaba ești frumoasă dacă nu te vede nimeni. Iată cât de simplu le spun în consultația asta. Ok, ești Auzi, frumoasă, uite, sau bine îmbrăcată. Fr sau, da, sau degeaba ești frumoasă dacă seara când ajungi acasă nu te îmbrățișează și nu te sărută nimeni. Da? Sau degeaba ai, ai emoții dacă nu ai receptorii deci cu care să le pentru așești. ei. Absolut, absolut. Da? Pentru că am spus încă din copilărie, ce am spus mai devreme, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, ce ai făcut? Te-ai suit pe sânul pe pieptul femeii, ai găsit singur sânul și ce faci? De fapt îmbrățișezi. Îmbrățișarea nu poate fi înlocuită de nimic, ca să fie clar. Mai ales contactul acesta între un bărbat și o femeie. Am făcut tabere de dezvoltare, două dintre ele au fost chiar în timpul pandemiei când erau lucrurile mai, să zic, mai blânde, sigur, cu respectarea normelor să nu credeți sau să nu creadă cineva că la taberele mele, mai sunt cele de dezvoltare personală spirituală, interzic îmbrățișarea. În niciun caz ne asumăm lucruri. pe păi îmbrățișarea vindecă, este demonstrat științific. Animalele, pisica, câinele care vine exact pe zona bolnavă a corpului omenesc. Ori dacă tu femeie și tu bărbat, că nu vorbim doar că femeile fac asta, te excluzi și te autoizolezi, crezând că e bine așa doar pentru că ai devenit, eu știu, independent, eu știu, femeia poate să zică, uite, am devenit independent financiar, nu mai am nevoie. Uh, independent financiar, iar bărbatul poate să zică, da, de ce să mai stau într o relație clasică când sunt femei gratis pe peste tot. Pentru acea îmbrățișare de care vorbești tu seara. Sigur, conectare fiecare are să aleagă stilul de viață, dar această dar conectare, conectare nu poate fi înlocuită de nimic. Uh, în pandemie, de fapt, ce a deranjat cel mai mult? Această izolare om de om. Nici măcar faptul că a fost salariu mai mic la unele persoane, nu la noi, trapeuții, sigur, așa, nici măcar la faptul că eu știu, poate n-au mai mers în Caraibe, dar să nu te vezi cu oamenii tăi, dragi, să spunem, aia a durut cel mai tare. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre emoții, despre furie ca uh, emoție în cadrul uh, campaniei de vorbă cu femeia din tine, Dansul furiei, ghid pentru femeile care vor să schimbe tiparul propriilor relații, o carte superbă de Harriet Lerner în colecția Pas 2 a editurii Herald. Așa cum vă spuneam, puteți găsi această carte pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei de vorbă cu femeia din tine. A fost alături de noi Ovidiu Young, coach, life coach, trainer, instructor Teta Healing. Îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. Mulțumesc cu recunoștință Ovidiu. Mulțumesc pentru invitație.